Într-adevăr, de câteva zile a ieșit de sub tipar harta gastro a municipiului Sfântul Gheorghe. Cum am spus și mai devreme, deci Consiliul Județean Covasna nu o să facă turism în sensul clasic al cuvântului. Turismul trebuie să fie întotdeauna, și sunt ferm convins că trebuie să fie întotdeauna, activitatea societăților comerciale care sunt pe piață. Iar unitățile administrative teritoriale, deci virgulă și accentez, unitățile administrative teritoriale, precum localitățile și județul, trebuie să coordoneze ideile planului de dezvoltare în așa fel încât să ajută această activitate. Și în plus, Consiliul Județean Covasna, pe lângă investițiile pe care le avem, drumuri, poduri și așa mai departe, ne-am axat și pe investiții în ceea ce înseamnă dezvoltarea sau posibilitatea dezvoltării turismului. Am pus pe Facebook un mic film în ceea ce înseamnă cum s-a dezvoltat și cum am ajuns la construcția taberei de tineret și de sport, de pildă la Comando. V-am spus numai un exemplu. Și pe lângă aceste investiții, ne-am axat de vreo 2-3 ani de zile sistematic pe organizarea câteva evenimente majore, nu numai pentru noi covăsnenii sau cei din Ținutul Secuiesc, ci și pentru ceilalți care vizitează județul Covasna. Pentru că, așa cum se știe și cum vorbesc statisticile, 90% dintre turiștii din care vin în județul Covasna sunt de naționalitate română. De asta am avut și avem, cred eu, pot să spun în permanență, dar de 3 ani de zile am început o campanie masivă de mediatică cu bloggerii și cu agenții de turism din București, de pildă. Dar asta înseamnă că 10% e puțin ca să fie de pildă din Ungaria. Ne-am deschis o parte destul de mare și către ei. Pentru că nu concurează 90% cu 10%, ci concurează cine vine și câți vin în județul Covasna. Deci, momentan, considerăm că este foarte important o viziune integrată în ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului în județul Covasna și o parte din această viziune integrată este această hartă gastro-turistică a orașului Sfântul Gheorghe. Această hartă, nu această hartă, ci alte hărți vrem să edităm, suntem parteneri, vrem să fim parteneri și cu celelalte orașe, cu Baraolt, pe lângă Sfântul Gheorghe, Baraolt, Târgu Secuiesc, Covasna și Întorsura Puzeului. Noi suntem gata, suntem disponibili. Dacă și domnii primari și consilieri locale sunt alături de noi, atunci putem edita aceste hărți. La începutul anului am avut o întâlnire cu proprietarii restaurantelor din Sfântul Gheorghe, împreună cu domnul Covaci István și asociația în care sunt aceste restaurante. Atunci s-a născut ideea de a edita o hartă gastroturistică a orașului Sfântul Gheorghe. Iată că am ajuns să o și lansăm. Au fost printate în total 2400 de hărți, 1200 în limba maghiară și 1200 în limba română. În prezent sunt 16 oferte ale restaurantelor, a 16 restaurante din Sfântul Gheorghe. Această hartă acum este într-o testare, să vedem cum o va primi publicul sau potențialii turiști și la începutul anului o să evaluăm această acțiune și, bineînțeles, dacă sunt alte restaurante din Sfântul Gheorghe care doresc să se alăture și să fie incluse în această hartă, atunci, bineînțeles, o putem completa cu alte oferte. De mâine această hartă va putea fi găsită la unitățile hoteliere, la restaurantele din Sfântul Gheorghe, dar în această hartă sunt incluse și muzeele care pot fi vizitate și vor putea fi găsite acolo aceste hărți și în aceste muzee care sunt incluse în hartă. Sperăm că va fi o inițiativă care va prinde atât la localnici cât și la turiști, ceea ce aș dori să subliniez că toate persoanele care vor gusta mâncărurile care sunt incluse în hartă sunt rugate să evalueze aceste restaurante și aceste mâncăruri în aplicația Visit Covasna pe care am lansat-o acum un an.
pur și simplu. Trebuie să aveți în vedere, după informațiile în vedere, că nu există hartă gastronomică în zona noastră sau chiar în România. Adică nu am văzut și n-am întâlnit. Adică este ceva care am reușit să facem aici în județul cu asta, în Sfântul Gheorghe. Fiecare, e puțin așa, dacă vă uitați, el e un stil așa, fiecare cu pătrăcica lui, dar ideea este că să fie totul mai la fel și nu a fost obligație. Când am scos prima hartă, a venit restaurante care dădea cu mâna, că vreau și eu. Care eu am un semn foarte interesant și foarte bun, de aceea am întârziat puțin acum harta asta, în sensul că a trebuit refăcute ca să intre cine vrea. Toată lumea a intrat o singură mâncare, să nu dăm mare, dar acest singur de mâncare să fie permanent în restaurante. E ceva, o chestie foarte interesantă, că dumneavoastră aveți acum o poftă de un gulaș, atunci puteți să serviți la restaurantul cu tare. Nu trebuie 10 feluri de listă în meniuri, dar cel puțin una să fie sigură. Să vedem cum o să funcționeze, este foarte interesant, acum o să avem, vedeți că la vizit cu asta se poate da și informații, adică chiar dacă sunteți mulțumiți sau mai puțin, și o să vedem dacă o să urmească altceva. Să știți că deja din Odorheiu Secret m-au sunat că cum facem noi, că ei n-au. Adică deja începe lumea să fie lucruri interesante. Ce mai pot să vă spun și am uitat să spun în limba maghiară, că tot asociația noastră a strâns restaurantele, ca să nu suntem în luna noiembrie și să mâncăm gâscă. În fiecare restaurant o să fie seară de gâscă, care este la noi în secuime să mâncă gâscă mai puține în cursul anului, dar cel puțin o dată pe an să fie pregătite ca lumea. Și nu vă spun care restaurante, de 4 restaurante s-au înscris în această competiție și în fiecare seară, acum din 9 până pe 17 noiembrie, se poate merge și reclama, se poate servi gâscă, diferite combinații, fiecare cum are șeful sau bucătarul șef și fiecare cum vrea să facă. Am uitat să vă spun, dar o să revin. Așa că eu zic că s-a întâmplat ceva, avem o hartă care trebuie folosită. Și eu sugerez la toată lumea să folosească. Cam câte restaurante mai sunt în Sfântul Gheorghe care nu apară pe harta asta? Eu pot să zic că 2-3. Dar deci sunt mai puțin, adică mai periferie, să zic așa, în ghilimele. Nu că nu, era dreptul să intre dacă vor, dar n-a venit. Nu, eram curios. Ce înseamnă numărul ăsta de 16? Deci, cam la început a fost pe 12, 13, după aceea s-a micșurat, după aceea, adică s-a mărit iarăși puțin și cei care au dat cu mâna s-a băgat. Și m-a surprins faptul că doar două specialități tradiționale, varza secuiască și gulașul, și în rest sunt cam gastronomie internațională. Același lucru a fost. Anul trecut, acum de ani, când a fost zilele Sfântul Gheorghe, am lucrat foarte mult cu domnul Lanscoian ca să scoatem bursa noastră și să facem acest lucru care, pot să zic că nu prea s-a făcut cu suflet. Adică n-a prins-o încă. Sper că aici o să mai prindă, că pizza poți să mănânci oriunde, nu-i răutate, dar apare mai sunt și... La tine te-a căsător, secă-i mudră. Asta e hoima șoșteioș. Hoima șoșteioș. Aia este făcută de ceapă, că este un fel de ostropel, dar între ostropel și între aceasta este mai mult friptură decât ostropel. Și din cauza asta am pus că n-are exact, nu pot să traduc exact, dar cam pe acolo este ca idee. Tot este specific zone și dită mai puțin se servește. Adică nu prea se găsește nicăieri dită ca lumea. Că mergem la cotleta, la ceafă, mergem la piept de pui de dosat, cartofa și găsim pe lumea. Acum, asta e adevărul. No, dar vedeți că cât de cât s-a reușit ceva, o să vedem la anul cine rămâne, cine o să mai schimbe această rețetă și ce în direcție. Eu ar trebui să folosiți și să chiar încercați și dumneavoastră, este una tuturor părerea dumneavoastră, intrați pe aici, pe acolo, oriunde este această mâncare, e o chestie foarte interesantă dacă reușim să ținem pasul pentru musafirii noștri. Vă mulțumesc!